În Târgu Jiu, în zilele ploioase, pentru pietoni este o adevărată provocare să meargă pe trotuare fără a fi udați din cap până în picioare. De-a lungul străzilor, apa băltește, ultima grijă a șoferilor grăbiți fiind pietonii. Cele mai mari probleme sunt în zona semafoarelor. Acolo, dacă nu au grijă, cetățenii riscă să fie udați până la piele. La orele aglomerate scapă de această problemă doar pentru că mașinile circulă bară la bară. Și unde nu sunt mașini, rămân bălți. Multe trotuare din oraș se termină într-o băltoacă, apa fiind de cele mai multe ori peste gleznă. În aceeași discuție intră trotuarele devenite locuri de parcare. Cum în Târgu Jiu există doar parcări cu plată, fiecare parchează pe unde poate să mai scutească 2-3 lei.